Bună ziua și bun găsit! O nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Daniel David, rector UBB Cluj. Bună ziua, domnule profesor! Mulțumim foarte mult că ați venit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin! Bună ziua! Domnule David, avem așa, un sondaj care ne arată o fotografie a, haideți să-i spunem, nostalgiei. O să vă citesc cifrele. Permisiunea dumneavoastră. 48,1% dintre români consideră că regimul comunist a însemnat un lucru bun pentru România, față de 45,5% în noiembrie 2013, deci câteva procente în plus. 48,1%. O să citesc și coordonatele acestei cercetări sociale, sunt importante. A fost făcut de către INSCOP la comanda news.ro, perioada 20-27 noiembrie, interviuri telefonice, 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor e de 2,95%. Și reiau, 48,1%. Dintre români, consideră că regimul comunist a însemnat un lucru bun pentru România. Cum vă explicați această cifră și faptul că e și în creștere? Da, am primit și eu sondajul dimineață, n-am apucat să mă uit cu atenție peste date. Sigur, lucrurile trebuie verificate dacă oamenii efectiv au înțeles sau au înțelegere adecvată a ceea ce înseamnă comunism. Dar există o tendință generală despre care am vorbit și eu, de modificare profilul nostru psihocultural, prin care societatea noastră devine tot mai interesată de trecut. Deci, altfel spus, când te uiți la o societate, sigur că totdeauna ești focalizat pe prezent, pe ceea ce ți se întâmplă, dar după aceea începi să faci anumite prioritizări între trecut, prezent și viitor. Unele societăți prioritizează viitorul, fără să ignore prezentul și trecutul, dar totuși prioritatea este viitorul. Așa era în 2015, când am scris Psihologia Românilor, societatea noastră. Avea un scor pe scala psihologului olandez Hofstede de aproximativ 52, nu foarte mare, dar totuși era peste valoarea medie. Astăzi, când ne uităm pe scala psihologului olandez Hofstede de la acest scor, observăm că s-a modificat dramatic din 2015, deși nu mă așteptam la schimbări atât de mari. De la 52 am ajuns la 32. 32 mie îmi spune că suntem o societate care ne focalizăm pe prezent, vrem beneficii rapide și pe termen scurt în prezent și ne uităm cu interes și cu valorizare mare spre trecut. Dar recunosc că nu mă așteptam ca trecutul să fie valorizat în perioada comunistă. Mă așteptam să fie un trecut un pic mai îndepărtat. Deci trebuie văzut ce înseamnă acest studiu, dacă se confirmă ce s-a înțeles prin comunism, dar intră în logica generală în care românii încep să fie orientați spre trecut și să-l valorizeze, să-l transforme într-un fel, într-o variantă de asta de standard la care ne raportăm cum a fost și cum mai reușim cândva să ajungem acolo. Domnule profesor, 48,1% da, spun comunismul a însemnat un lucru bun pentru România. Iar 46,4% spun că înainte de 1989 se trăia mai bine. Păi în ritmul ăsta o să-l scoatem pe Ceaușescu erou național, o să-i facem statui prin țară. Eu aș fi întrebat, de exemplu, dumneavoastră, domnule profesor, vreți să trăiți în țara asta lui 46%, 48%? Nu, dar ideea este că dacă tot am făcut acest studiu, sigur, eu știu ce au făcut colegii din institut, îi cunosc pe cei care lucrează, sunt profesioniști, au studiat percepția. Era foarte important să comparăm această percepție cu acelor care efectiv au trăit atunci. Adică dacă degeaba luăm peste 18 ani, oameni care au 18 ani, 20, 25 de ani, nu știu ce a fost comunismul, nu știu ce a însemnat. I-aș fi întrebat pe cei care au trăit și știu ce a însemnat comunismul, cum am fost și eu, care înainte să mă duc la școală la ora 7, mergeam la coadă la lapte la ora 5 dimineața. Și mi-amintesc ce lucruri complicate erau. Sigur, trebuie să ne dea de gândit, trebuie să fim atenți, dar, repet, este o întoarcere generală spre trecut, nu numai spre perioada comunistă, iar procentul ăsta, când aud de 40 și... Aproape 50%. Mie mi-aduce aminte...
Mi-aduce aminte de procentul de 40 de analfabetism funcțional pe care îl avem aproape cam 50%. Din, cam din 2015. Păi da. Mă întreb cât sau ce legătură există între analfabetismul funcțional, care se referă la faptul că efectiv nu înțelegi lumea în care trăiești. Efectiv nu înțelegi nu numai ce citești sau operațiile matematice, nu înțelegi lumea de fapt. Explicația este așa, înainte de 1989 să trăia mai bine, consideră oamenii care sunt, au educație primară, cei inactivi sau potențial activi, locuitorii din rural și din regiunile sudice sau estice, sau cei cu venit mai redus. Da, sunt probabil care suferă în legătură prezent și cu faptul că în anii aceștia de democrație, această categorie de persoane este cea marginalizată, corect, cea care a pierdut. Corect. Și au văzut o discrepanță între ei și alții. Adică văd bogăția în jurul lor, bogăție la care ei n-au acces. Și atunci este și o atitudine de frondă sau chiar o atitudine de revoltă la aceste discrepanțe, care într-adevăr nu erau atât de evidente în perioada comunistă. Dar, repet, m-aș uita sau îi încurajez pe colegii care au făcut acest studiu să ne dea în următoarele zile și o subanaliză pe cei care au vârsta astăzi, care le permite, ca să spun așa, să aibă o părere bine informată despre comunism, adică care au avut măcar 20-30 de ani în perioada comunistă. Să găsească ce? Mă aștept să vadă, să fie un factor moderator, fiindcă sunt foarte mulți oameni din generația mai tânără care atunci când citesc sau aud despre mișcări socialiste, comuniste, nu? Un socialist spre comunism, vorbesc de socialismul european, pe hârtie arată bine. Nu vă supărați, când citești pe hârtie ideea de a avea ce trebuie, a avea acces la muncă, a nu fi diferență între oameni, a avea acces la educație, sună bine, numai că noi, eu sunt generația care am trăit în România de aur, ca să spun așa, și știu că implementarea este catastrofală, deși pe hârtie poate să arate bine. În 30 de ani de democrație, însă, România, credeți că a făcut suficient în ceea ce privește sau în privința educației din clasele primare, din școală, din liceu, pentru a le explica noilor generații, nu, cele care... Nu. Ce înseamnă comunismul? Ce s-a întâmplat atunci? Au mizat pe faptul că vine de la sine. În pozițiile de putere au fost mereu oameni care au cunoscut într-o formă sau alta comunismul și nu s-au gândit că copiii lor, dacă nu le povestești despre acele lucruri, dacă nu-l prezinți în imaginea negativă pe care a avut-o și pe care eu cred că sunt ultima generație sau printre ultimele care efectiv îmi amintesc ce a fost și ce vremuri au fost, oamenii nu învață de la sine ce înseamnă comunismul. Și repet, eu am foarte mulți prieteni și cred că și voi mergeți să discutați cu cei din spațiul vestic care au simpatii de stânga, dar repet, nu de o stângă neapărat o stângă democratică, care îmi spun că ok, totuși să știi că la voi comunismul a fost implementat greșit. Și eu le spun totuși, eu am prins varianta 3.0. Au fost diverse variante. Nu mai vreau să mai exersez 4.0 să vedem dacă într-adevăr cei pe hârtie se implementează greșit în practică. Dar sunt astfel de idei în toată lumea, iar tinerii, când se ciocnesc cu astfel de texte, ajung să aibă o părere bună despre comunism. Crimele comunismului în România sunt descrise în manualele de istorie? Nu cred că sunt descrise suficient de bine și perioada, drepturile care ți-au fost limitate în vremurile respective. Efectiv, că nu aveai căldură, n-avea apă caldă constant. Dacă tinerii care acum se declară așa foarte cu simpatii mari spre perioada comunistă îi pune să trăiască 3 săptămâni într-un mediu simulat de acel tip, cred că și-ar schimba rapid atitudinile. Uite, asta poate fi un experiment care se poate face în școală. Sigur, cu participare voluntară să experiențiem vremurile din perioada comunismului și să vedem după aceea dacă crezi că e o perioadă bună. Domnule profesor, între noi fie vorba, cred că sunt nu doar aceste categorii pe care dumneavoastră le spuneați din zone defavorizate, le citea și Florin din sondaj. Dacă ar fi să ne uităm cu atenție, spre exemplu, pe sentința, pe motivarea sentinței în cazul dizidentului Gheorghe Ursu, a judecătorilor care, știți, da, n-au văzut nimic în neregulă acolo și care, din potrivă, spuneau că securitatea nu a oprimat populația, sau cel puțin așa puteai înțelege citind acea motivare,
problemele sunt mult mai adânci. Da. Procentul, oricum, repet, este mare, dar când mă gândesc la 40 plus, îmi amintesc că eu din 2015 atrag atenția asupra acestui procent de 40 plus în zona analfabetismului funcțional, care are un rol fundamental în modul în care îți formezi după aceea atitudinile, valorile, modul în care înțelegi lumea, nu doar viitorul, ci prezentul și trecutul. Vă propun să facem așa, să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă și continuăm discuția. Rămâneți alături de noi! Ne-am întors în fața ta continuu. Profesorul Daniel David este invitatul zilei de astăzi. Discutam despre acea cercetare socială care arată un nivel al nostalgiei mai mare decât oricând, în creștere chiar față de alte cercetări sociale similare. Domnule profesor, perioada comunistă văzută ca fiind una în care se trăia mai bine, da, aproape jumătate dintre români, și extremismul sau această înclinație a multor români de a simpatiza cu formele acestea de exprimare și de guvernare, se intersectează undeva? Eu văd că da, și cred că face parte din fenomenul mai general de polarizare. Și l-aș duce mai general în faza de atac și slăbire fundamental, le-aș spune, în cazul democrației. Deci, practic, democrația este și atacată și slăbește foarte mult în această perioadă. Eu cred că democrațiile au făcut câteva greșeli fundamentale, mai ales după anii 2000, în condițiile în care a explodat utilizarea internetului și rețele de socializare. Inițial, țările democratice au gândit că este un lucru foarte bun. În sfârșit, vom putea ajuta oamenii din diverse țări în care dictatura este la putere, fiindcă vor avea acces la informație. Dar nu s-au pregătit asupra faptului că pe internet și în rețele de socializare informația vine la luptă cu fake news, cu pseudo-informația. Și bătălia a fost câștigată de pseudo-informația și de fake news-urile duse de regimurile autoritare, nu de democrații. De asemenea, au ignorat faptul că dacă nu-ți întărești instituțiile pe care tu le-ai creat de-a lungul istoriei, astfel încât oamenii să se poată proteja ei de ei înșiși, la un moment dat oamenii vor începe să aibă niște păreri, o să-și confundă părerile cu cunoașterea, vor ataca instituțiile pe care tu le-ai construit pentru a filtra adevărul, academiile, universitățile și așa mai departe. Și asta s-a întâmplat în zona democrațiilor. S-au prăbușit aceste lucruri, ceea ce a dus la o polarizare foarte mare a societății. Vedeți, dincolo de polarizarea economică pe care o vedem și o știm, polarizarea se întâmplă în atitudini, se întâmplă în valori, este care pe care, oamenii nu se mai ascultă unul pe celălalt, este vocea celui care strigă cel mai tare. Deci văd această tendință în acest context mai general al polarizărilor și al slăbirii democrațiilor. Există un antidot la rețelele astea sociale care au slăbit democrația? Da, cred că democrația trebuie să fie, sau regimurile democratice, ar trebui să fie mult mai prezente sau să aibă niște mecanisme prin care să fie prezente pe rețelele de socializare. Eu nu cred că soluția este să controlăm rețelele de socializare sau să punem pauză, cum cerea cineva, nu, cu inteligența artificială, să punem pauză un pic la acest lucru. Nu. Cred că trebuie să înțelegi că omul nu ia așa, la modul natural, informația. Uneori fake news este mai atractiv. Întărește instituțiile care răspunde adevăr, du-te în zona de rețele de socializare și atacă pseudoștiința, non-știința și obscurantismul în general. Nu este un război pierdut ăsta cu pseudoștiința? Dacă intri pe rețelele sociale, cum spune și dumneavoastră, părerile sunt confundate cu cunoașterea. Mai are nevoie cineva de cunoaștere când suntem 23 de milioane de, mă rog, de oameni de știință. Nu, suntem 20. 20 de milioane de oameni de știință în țara asta? Da, eu cred că oamenii de știință care se ocupă serios de lucrul ăsta profesionist, trebuie să iasă în spațiu public. Eu știu că e foarte greu. Eu sunt unul dintre cei care încerc să nu las spațiu public. Nu vreau așa, pur și simplu să las la dispoziția obscurantismului.
foarte greu. Fiindcă orice ieșire în spațiu public înseamnă lupte, înseamnă atacuri, înseamnă nervi pierduți. Dar trebuie să o faci dacă crezi în anumite valori. Foarte confortabil să fii un om de știință, nu știu, academician, profesor și să stai în turnul de fildeș în care te întâlnești cu 30-40 de studenți care rare ori te provoacă. Eu cred că acest lucru trebuie făcut și nu numai individual, prin instituții. Nu știu, UBB, Universitatea din București, alte universități importante, Academia Română, prezent în spațiu public, pe rețele de socializare, fără să se teamă să atace frontal partea de pseudoștiință. Nu așa, domnule împachetăm profesor. Sau colateral discutăm despre lucruri. Vedeți că noi am discutat și eu am avut această atitudine, n-ați urmat-o nici voi în spațiu media, am văzut. Stăm într-un moment foarte periculos în care Ministerul Muncii pune pe piață tot felul de ocupații care vin din zona obscurantismului. Asociația Psihologilor a ieșit și a spus, UBB a ieșit și a spus, eu am spus, n-a fost ușor, că reacțiile au fost, vă dați seama, pe măsură, din partea celor pe care i-am criticat, n-am văzut nicio mișcare mai serioasă în spațiu media. Dar dacă am fi făcut poate 10-20 de universități, venea și Academia Română cu o poziție și spuneam, oamenilor, înțelegeți că ceea ce faceți este halucinant. Ce vreți de fapt de la o țară care are ocupația de astrolog și numerolog? Adică de ce ne mirăm de aceste rezultate? Să vă întreb altfel. Voi înțelegeți că în această țară avem ocupația recunoscută de stat, de numerolog și astrolog? De ce ne mirăm că avem aceste realități sociale? Rezultatele la PISA. Nostalgia față de comunism. Ca să nu mai spun polarizările sociale, polarizările economice. Asta e țara. Da, cineva care se uită la dumneavoastră vă poate replica, horoscopul ăla se potrivește la mine. Sigur. Sigur, tu crezi că ți se potrivește. Cum explicați că asta este pseudoștiință? Este... Bun, acum, nici n-are sens, că este ca și cum mă puneți, adică este din start și nu cred că ăsta e rolul acestei emisiuni. Asta e discuția pe care o avem în spațiu, dacă vreți, de rețele de socializare, să fac o evaluare științifică a horoscopului. Este ca și cum mă puneți să fac o evaluare științifică a vrăjitoriei. Uh-huh. Oamenii cred tot felul de lucruri. Sunt oameni care cred că pământul e plat. Sunt oameni care cred o mulțime de aberații. Adică astea sunt lucruri care de care am trecut în secolul XVIII, în secolul XIX. Dar vedeți, dacă sunt eu pus în situația ca la un post, sigur, voi ați făcut-o, știu de ce și ați făcut-o foarte bine jurnalistic. Dacă eu trebuie să vorbesc la un post de tip quality și să argumentez de ce horoscopul este obscurantist și non-știință, arată foarte rău pentru societatea în care trăim. Păi se vede în statistici. Se vede în sondajele de opinie și în statistici. Haideți să ne ducem puțin la testele PISA, care ne arată că există jumătate din societatea asta care înțelege cuvintele, dar nu înțelege sensul. Da. Că de fapt asta este definiția analfabetismului de lectură, funcțional. Da. Cum se manifestă el la nivelurile cu care aveți dumneavoastră contact? Cum se manifestă acest analfabetism funcțional? Bun, acum, dacă îmi dați voi, înainte să vă răspund, haideți să ne uităm și la discuțiile din spațiu public asupra rezultatelor României la testele PISA. Fiindcă și aici mi s-a părut că suntem exact pe polarizarea pe care o vedem în celelalte zone, nimeni nu vrea să discute rațional și realist despre aceste rezultate. Suntem într-o extremă în termen de dezastru, și ați văzut, dezastru, da? În cealaltă extremă, suntem în faza de reziliență. Fiecare a văzut ce a spus-o ministrul. Fiecare a văzut... Asta ne arată reziliența sistemului de educație. Fiecare a văzut ce a vrut. Și după aia oamenii s-au polarizat, dacă e un dezastru sau este o reziliență. Hai să ne uităm obiectiv la date. Da, mă lăsați să termin, că dacă spun prima propoziție, o să vă revoltați și voi, cred. Acest rezultat al României, în comparație cu toate celelalte țări care au participat în acest an, este cel mai bun rezultat din istoria participării României la testele PISA. Vedeți? Lăsați-mă să termin. În acest an, România se află între primele 55 de țări. Am fost pe poziția 45 din 81. Noi participăm din 2000. N-am participat în 2003. Am participat în 2000-2003.
Nu, în 2000 și 2006, n-am participat în 2003. În 2000 și 2006 a fost între primele cam 80 și ceva la sută. În 2009-2012, între primele 70 și ceva la sută. În 2015-2018, între primele 60 și ceva la sută. Acum suntem între primele 55%. Deci, în primul rând, să marcăm acest lucru. După aceea vine a doua întrebare. Oare performanța asta, cea mai bună în istoria noastră, prin raportare la ceilalți participanți? De ce apare? Suntem noi mai buni în 2023 față de 2018, față de 2015? Pentru că a scăzut nivelul. Nu. Păi dacă ne uităm, da, dacă ne uităm la rezultate, e clar că, de exemplu, pe științe, comparând toate participările noastre, nu există diferență semnificativă statistic în cei 7 ani. Deci, practic, am rămas cam la fel. În zona de citire, există o diferență semnificativă statistic numai între 2023 și primul an. Cred că 2000, în sensul că 2023 performanța este mai bună decât în 2000, dar încolo este la fel ca în cazul celorlalți ani. La matematică, am avut o performanță ușor mai ridicată în 2012 și 2015, după aceea, iarăși, diferențele sunt foarte, foarte mici. Deci este clar că nu am crescut. Prima concluzie pe care trebuie să o tragem este că, dacă vrem să-i spunem dezastru, să recunoaștem că nu e un dezastru nou, e un dezastru de 20 de ani, să nu ne mirăm și să ne dăm cu capul de pereți că oare ce s-a întâmplat și ce se întâmplă și să vorbim despre că o fi fost pandemia sau ce o fi fost. Deci, unu, dacă considerăm că această performanță este un dezastru, e ok, dar nu este un dezastru nou. Și eu cred că e o performanță slabă. Adică nu poți ca în Uniunea Europeană să fii pe ultimul sau pe penultimul loc la ambițiile pe care le ai ca țară. Deci este o performanță slabă, sunt de acord, dar nu este nouă. Dacă mergem în discursul celor care vorbesc de reziliență, sigur că da, ești rezilient. Oricine o să spună că atunci când stai în genunchi, foarte greu să fii doborât. Dacă stai pe două picioare, poți să cazi mai ușor. Când ai o performanță atât de slabă, evident că ești rezilient. Doar vecinii bulgari, ca să spun așa, au căzut din genunchi pe burtă. Noi am stat pe genunchi și n-am căzut foarte mult, dar suntem în genunchi. N-am fost niciodată pe două picioare. Deci, altfel spus, acesta este adevărul despre testele PISA. Dacă ne raportăm la toți participanții, este cea mai bună performanță a țării. Dar de ce? Fiindcă au intrat foarte mulți alți participanți și foarte mulți slabi. Eu am intrat pe niște forumuri de profesori, da, de pe Facebook, care contestă rezultatele astea, spun că nu ne reprezintă, chiar le ironizează, le numesc testele pizza, uh-huh, și spun că de fapt nu este o oglindă care reflectă fidel calitatea învățământului românesc. Bun, acum sigur, noi putem spune orice reflectă învățământul românesc prin prisma obiectivelor PISA. Aproape mai venit să spun pizza, că, apropo de influență. Nu, să nu uităm ce măsoară testele PISA. Testele PISA măsoară cu adevărat competențe. Competențe înseamnă o combinație de cunoștințe declarative, ce știi să spui, cunoștințe procedurale, ce știi să faci, și valori. Și testele PISA măsoară foarte bine aceste lucruri. Foarte mulți profesori probabil spun că nu reflectă învățământul nostru, în sensul că în învățământul nostru încă accentul foarte mare este pe cunoștințe declarative. Și eu m-am uitat și comparativ cu diverse alte sisteme de testare. Este drept că adesea la testele noastre naționale sau la bacalaureat accentul este pus pe cunoștințele declarative. Și atunci, dacă sistemul nostru de educație pregătește copiii să facă față testelor naționale și testelor și bacalaureatului, e clar că dacă aceste teste sunt focalizate pe cunoștințe declarative, profesorii nu pregătesc bine elevii pentru testele PISA. Uh-huh. E un adevăr, dar întrebarea este, e normal să ai această discrepanță
între ce ne propunem prin testele PISA, adică competențe, și ce ne propunem prin școala pe care noi o avem pentru testarea națională și pentru bacalaureat, eu cred că nu. Eu cred că sistemul PISA este foarte bun. Este foarte bun fiindcă combină cunoștințele declarative, adică partea asta de cultură și de teorie, cu cunoștințele practice și pentru viață. Și profesorii ar trebui să se schimbe și modul curriculum. De predare. Curriculum ar trebui să se schimbe, indicatorii pe care îi folosim și da, după aceea profesorii și mediul și modul de predare. Domnule profesor, o să vă propun să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă și continuăm discuția. Ne-am întors în fața ta continuă. Profesorul Daniel David este invitatul zilei de astăzi. Domnule profesor, discutam despre testele PISA și ne explicați cum că, în opinia dumneavoastră, ele sunt, rezultatele acestor teste de anul ăsta, nu ar trebui să ne surprindă, e aceeași situație a învățământului de 20 de ani. 20 de ani încoace. Da. Bun. Și ar trebui statul român acum să facă ce? Să se mulțumească? Nu, statul român ar trebui să facă reforme majore, apropo de ce am început noi să discutăm aici. Păi, abia ce am făcut, România educată. Bun, este o lege de un cadru general. Trebuie schimbate lucrurile la modul fundamental. În primul rând, fără să intru în detalii, că iarăși nu facem noi aici reforma sistemului de educație, dar sunt câteva elemente cheie la care trebuie să te referi și unde trebuie să intervii. Ai un sistem anumiți profesori. Sunt cum sunt. Ce trebuie să faci? Să-i pregătești, să-i duci în cursuri de formare pentru a fi mai bine pregătiți și ei în a transfera competențe și nu doar cunoștințe de diverse tipuri. Și să te asiguri că în sistem de acum încolo vor intra oameni foarte buni. Eu mereu am spus, văd că de la UBB nu intră cei mai buni absolvenții ai noștri în învățământul preuniversitar, fiindcă statutul profesorului este la pământ, de aceea UBB a susținut greva profesorilor. Trebuie început cu salarizarea. Sigur că ai și falși pozitivi, adică vei da salarii mari și la unii care nu sunt foarte buni. Dar astea sunt cazuri de excepție mai degrabă. Trebuie corectat sistemul. Statutul profesorului trebuie să fie diferit. Că altfel, repede, cei mai buni absolvenți nu intră acolo. Al doilea mecanism, lucrează la curriculum. Este o rușine ce se întâmplă când diversi parlamentari, pe forța pe care o au, presează asupra ministerului sau diverse asociații. Și prin faptul că ei au niște interese, au niște experiențe mai bune sau mai proaste cu școala sau cu viața, vin și spun, domnule, trebuie și curs de, educație pentru mediu. Ok, presiuni. Educație pentru sustenabilitate, presiuni. Educație pentru colectarea deșeurilor, presiuni. Educație pentru, schimbări climatice. Și te trezești că în loc să faci un curs sau o arie care să se lege de geografie și de mediu, te-a pus să ai 4 sau 5 cursuri. Deci este o bătaie de joc modul în care este apărat și modul în care este gândit curriculum. Și după aceea, sigur, trebuie transmis un mesaj, al treilea punct, trebuie să fie o infrastructură bună, asta înseamnă clase încălzite, acces la baie, efectiv, înseamnă masa aia caldă dată la timp și alte lucruri care creează această infrastructură și acest mediu care te încurajează să mergi cu plăcere la școală și să înveți. Și după aceea trebuie dat un mesaj foarte clar în care... Da, educația este co-creată de profesori, de elevi și de către părinți, dar nu toți au același rol. Profesorii nu dau note și nu fac curriculum. Părinții nu fac note și nu fac curriculum, pot face sugestii. În final trebuie să fie decizia specialiștilor în științele educației. Deci fiecare are un rol important, numai că dacă te uiți în spațiu public, îți dai seama că la un moment dat nu mai știi cine este elev, cine este profesor și cine este părinte. Fiecare se pricepe la științele educației. Aș adăuga însă un lucru important. Să știți că părinții se mai pricep ceva la finanțarea sistemului.
Părinții pot să pună presiune pe sistem pentru a obține bani, dar părinții nu ar trebui decât să facă sugestii când este vorba de a stabili curriculum, modalitatea de testare, modul în care dăm notele și așa mai departe. Până una alta plătesc meditații, da, în România, fiind o adevărată industrie. De aceea vă spun, nu putem să rămânem în paradigma veche, când învățământul era centrat pe profesor și profesorul era Dumnezeu, făcea tot ce dorea, fără să explice părinților de ce, cum și așa mai departe, dar nici nu putem trece în cealaltă paradigmă în care toți sunt profesori. Nu se poate. Acestea ar fi lucrurile care ar trebui să se schimbe. Spuse la modul general, sigur. Însă o astfel de schimbare ar aduce rezultate în ani de zile. Nu se vor schimba lucrurile în România în privința calității învățământului de pe o zi pe altă. Păi, până la urmă, testele PISA se întâmplă nu din 3 în 3 ani. Generația care acum este la gimnaziu, dacă ar intra într-un astfel de sistem și cu altfel de acțiuni, acum poate nu la prima generație, la prima testare, dar la a doua testare am putea spera să vedem rezultate interesante. Uite, dacă pandemia ne-a doborât atât de mult, nu, ea este invocată de foarte multe ori de toate țările care au pierdut, până pandemia a durat cât? Hai să spunem 2 ani? 2 ani și ceva, dacă... Bun. De ce n-am face o infuzie, ca să spun așa, de lucruri deștepte și eficiente 1 sau 2 ani în sistemul educațional și să vedem după aceea performanța la următoarea testare? Da, aici astea niște oameni cu viziune, nu niște funcționari. Foarte important. Domnule profesor, spuneți că nu putem trece în paradigma în care toți sunt profesori. Dacă ați sta pe grupurile clasei, grupurile de părinți, v-ați dat seama că nu suntem doar 20 de milioane de oameni de știință, suntem și 20 de milioane de profesori în țara asta. Aș vrea să vă întreb însă despre un alt lucru. Eu, de pildă, am prieteni străini, mai vorbim și când îi întreb ce fac, ba se duc la un curs, ba au ceva de pregătit, ei termină școala de multă vreme. Atitudinea față de învățare a poporului român, a oamenilor din țara asta, credeți că s-a schimbat ceva în ăștia 30 de ani, s-a în ceea schimbat ce privește viziunea asta pentru învățare continuă? S-a schimbat dramatic și se leagă de acea schimbare psihoculturală despre care am vorbit în spațiu public săptămânile trecute. În societatea noastră, educația era văzută ca fiind calea principală spre succesul social. De foarte multe ori, părinții erau dispuși să facă sacrificii financiare și chiar pentru ei, de dragul copiilor, de a duce la o școală bună, de a le, nu știu, a le da haine, acces la manuale și așa mai departe. Și asta mergea în aceeași logică psihoculturală despre care vă spuneam, că în 2015 și cu ani înainte, pe acel indicator de orientare spre viitor, România era o țară care stătea în prezent, valoriza trecutul, dar miza mare era pregătirea pentru viitor. Și țările care au acest profil sunt țări care investesc foarte mult în educație. Educația este văzută și ca... spuneți că noi am fost acolo. Am fost în direcția respectivă, am fost în direcția asta și unde s-a rupt firul? Eu din 2015 am verificat în fiecare an, am măsurat lucrurile. În 2023 și rezultatele noastre și scorurile noi date de modelul psihologului Hofstede arată că am intrat în cealaltă logică. Scorul, v-am spus, a scăzut de la 52 la 30 pe modelul lui Hofstede, ceea ce înseamnă că suntem o cultură orientată pe prezent, pe obținerea de beneficii rapid, fără multă muncă. Vedeți discursul în spațiu public și aici, cum să spun, m-am contrat de multe ori și cu oameni de bună credință, cu ideea că prezentul trebuie să fie un prezent dominat numai de emoționalitate pozitivă și generalizau și la școală. Școala are rolul să ne facă fericiți și le spuneam de fiecare dată, școala n-a fost o instituție creată cu scopul de a ne face copiii fericiți. Dacă vreți lucrul ăsta, o putem face, dar trebuie schimbată toată filozofia. Școala a fost creată cu scopul de a ne transfera competențe. Că în acest proces ne-am bucura ca copiii să fie fericiți și trebuie să facem tot ce ține de noi să fie fericiți, da, așa trebuie să facem, dar trebuie să acceptăm faptul că uneori unele lucruri în educație înseamnă muncă și stres și pe care nu le faci cu plăcere. Înseamnă și o pregătire pentru toleranță la frustrare în această viață, că toleranța la frustrare, apropo de PISA, este tot o competență pentru viață. Deci,
așa aș vedea lucrurile, suntem într-o fază și vă spun de ce e foarte periculoasă această schimbare. Noi nu ne mai pregătim pentru viitor, nu investim în educație. Ați văzut la testele PISA, țările OECD au scoruri negative față de ceilalți ani. Explodează însă și au crescut cei din Asia de Sud-Est și Japonia, da? Ceea ce este un lucru extrem de important tocmai acum, când ne vom confrunta nu cu un viitor care sigur se schimbă, o să vină cu unele schimbări, ne confruntăm cu un viitor disruptiv. Deci viitorul nu o să fie schimbare într-o paradigmă, viitorul înseamnă schimbare de paradigmă. Apare inteligența artificială, nu știm unde o să ducă, schimbările climatice. Ca să spun așa, slăbirea democrațiilor. Sunt lucruri foarte, foarte importante care vor schimba paradigme. Și tocmai acum, când ar fi trebuit să investim în educație ca să ne pregătim pentru aceste schimbări disruptive, noi am hotărât că, ok, hai să ne focalizăm un pic pe prezent și să vedem ce-i cu starea asta de bine în prezent, onorăm trecutul mai mult sau mai puțin îndepărtat și începem să ignorăm pregătirea pentru viitor și educația. Domnule profesor, suntem în momentul în care urmează chestionarul în fața ta. Florin Negruțiu vă explică foarte rapid. Asta este o surpriză, cum ați surprins și cu ancheta respectivă legată de comunism. Știam că există, nu știam că procentul e atât de mare. Și cu horoscopul. Bun, domnule cu horoscopul Daniel David, sunt 10 întrebări scurte, v-aș ruga niște răspunsuri la fel de scurte. Întrebarea numărul 1. Adevărat sau fals? În comunism, școala era mai bună. Nu, fals. Întrebarea numărul 2. Istoria era distorsionată, era vai de... Bun, mă opresc la răspunsul scurt. Fals. Întrebarea numărul 2. Profesorul care mi-a schimbat viața a fost? A fost un profesor american cu care am studiat o parte din doctorat și postdoctorat. Pot să dau nume dacă trebuie, dar da. Vă rog. De fapt au fost doi, Albert Ellis și Aaron Beck. Întrebarea numărul 3. Profesorul pe care l-am urât a fost? Nu pot să dau nume, n-am urât niciun profesor. Sigur că aveam atitudini mai negative spre unii, dar de obicei o duceam în cinism și ironie, umor. Da, eu nu prea urăsc oameni. Întrebarea numărul 4. Ce v-a învățat pe dumneavoastră școala? Școala m-a învățat valori, mi-a dat cultură și cred că mi-a antrenat creierul să poată să gândească bine, ca după aceea să-l folosesc ca să învăț lucruri practice utile în viață. Întrebarea numărul 5. Cât de importantă a fost pentru dumneavoastră școala vieții? Importantă, dar școala vieții a fost filtrată de școala făcută temeinic și de aceea spun și psihologilor că un psiholog nu este o vecină cu experiență bogată de viață care uneori știe să fie empatică, ci este un profesionist. Școala vieții a contat, dar filtrată bine prin o școală bine făcută, la timp și mai ales bine făcută. Ce s-a întâmplat în România, întrebarea numărul 6, ce s-a întâmplat cu cei 7 ani de acasă? Cu cei 7 ani de acasă se întâmplă un lucru interesant. România este în fază de emancipare. Când ești în fază de emancipare, ești între complexul de inferioritate, pasivitate și benevolența, care va veni cândva. În faza de emancipare toți vrem să avem vocea noastră ascultată, toți vrem ca ce spunem noi să fie băgat în seamă și în acest proces de emancipare uneori bunul simț se pierde. Se emancipează, cum spuneam, în diverse contexte și bunul simț și tupeu, obrăznicia și prostia și atunci l-am cam pierdut. Dar vă asigur că odată ce trecem, eu cred că emanciparea e bună, procesul e bun. Pe noi ne prinde pe un picior greșit că avem o educație slabă și atunci când te emancipezi, cum spuneam, și bunul simț, dar și prostia și agresivitatea. Dar când ajungi în fază de benevolență, adică un om deja emancipat, începi să revalorizezi bunul simț. Întrebarea numărul 7. Spuneți-mi o meserie care nu există astăzi, dar va fi obișnuită peste 10 ani. Bun, deja lucrurile sunt anticipate, uite, zona de psihologie. Cred că foarte mulți psihologi treptat vor fi oameni care monitorizează terapiile făcute de inteligență artificială, vor programa conținuturi în avataruri și în sisteme robotice de inteligență artificială pentru a face terapie.
și funcția psihologului se va schimba treptat. Sigur, asta nu înseamnă că nu o să fie psihologi care o să facă la rândul lor intervenția respectivă. O să fie mulți psihologi care vor monitoriza sistemele de inteligență artificială, care vor face intervenții terapeutice. Întrebarea numărul 8. În cât timp credeți că oamenii vor apela la implanturi neuronale? Asta am și spus-o. Deja oamenii apelează. Iarăși au fost discuții și din zona de asta conspiraționiste când am spus aceste lucruri. Deja implanturile cerebrale, cei care se uită la noi să înțeleagă acest lucru, se folosesc cu scop clinic pentru a controla, de exemplu, și pentru a ajuta pe oamenii care suferă de depresie severă, care nu reacționează la tratamentele obișnuite, pe cei cu forme severe de epilepsie, pe cei care au forme severe de Parkinson. Eu am spus altceva, că pornind de la aceste aplicații în zona de sănătate și în zona medicală, treptat, ele vor fi utilizate și pentru oameni sănătoși, pentru optimizare și dezvoltare personală. Pentru a fi mai competitivi. Da, în prima fază pentru a dezvolta atenția și memoria, cred eu. Și am spus că acest lucru se va întâmpla, n-are sens să vorbim dacă se va întâmpla, se va întâmpla. Și ce trebuie să facem este să ne pregătim din punct de vedere etic și social, astfel încât aceste demersuri să nu creeze oameni care o să-și permită astfel de optimizări și oameni care, neavând resurse și bani, nu o să-și permită astfel de optimizări. Sigur, în condițiile în care îți dorești voluntar acest lucru. Adică să nu pățim cu aceste lucruri ceea ce pățim, uite, cu rezultatele la testele PISA, în care copiii care vin din zone defavorizate nu reușesc să obțină performanțe educaționale adecvate. Întrebarea numărul 9. Inteligența artificială ar trebui scoasă din priză până nu e prea târziu? Nu, inteligența artificială trebuie lăsată în priză, dar trebuie constrânsă de analize etice și de acceptabilitate socială pentru a proteja mereu liberul arbitru al omului să hotărască dacă și cât dorește să interacționeze cu inteligența artificială, fiindcă dacă o scoatem din priză noi, ea va fi băgată înapoi în priză de zonele negre ale societății, va fi băgată în priză de zonele militare, de zonele serviciilor secrete și pierdem controlul public și științific asupra dezvoltării inteligenței artificiale și atunci o să ne trezim cu niște tehnologii care o să apară de temiri unde, care o să ne bulverseze societatea. Și întrebarea numărul 10. Sunteți mândru că sunteți român? Eu sunt mândru că sunt om, sunt mândru, acum depinde ce înseamnă că ești mândru. Adică sunt mândru că sunt român, dar în același timp asta nu-mi generează o atitudine de superioritate față de celelalte cetățenii, față de celelalte etnii. Dar sigur, faptul că fac parte dintr-o anumită cultură, dintr-o anumită țară, faptul că, pe linia bunicilor vin dintr-o anumită zonă etnografică interesantă, da, îmi produce plăcere. Mulțumesc mult, domnule profesor. Luăm o pauză, revenim pentru finalul discuției noastre. Ne-am întors, finalul emisiunii de astăzi, invitatul zilei, profesorul Daniel David. Domnule profesor, un 2024 complicat, multe runde de alegeri, nu doar în România, ci în întreaga lume. Sunt alegeri până și în Statele Unite, alegeri de care poate să depindă soarta multor cetățeni ai acestei planete. Va fi un an dificil emoțional pentru societatea românească? Va fi un an foarte complicat, fiindcă spuneam, nu mai sunt bătăliile clasice într-o paradigma democrației între partide diferite, cu opțiuni diferite și fiecare încearcă să convingă, chiar dacă mai lucrează uneori cu mijloace non-raționale. Va fi o bătălie la un moment dat și între democrație și non-democrație. Și bătăliile o să fie foarte, foarte dure. De aceea este important ca să conștientizăm această miză. Cei care credem în democrație să ne adunăm forțele, să începem să avem acțiuni și voci publice la nivel social, sigur și ceilalți pot să aibă și să fie o bătălie, dar să fim prezenți în spațiu public, fiindcă nu este doar o bătălie, repet, pentru o orientare sau alta într-o paradigma democrației, se transformă într-o bătălie pentru democrație. Mulțumim mult pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin, doamnelor, domnilor, ne revedem, numai bine!